Bine v-am regăsit la Stumble Guys în viața reală, pentru că în interiorul acestui merch blană avem 13 pachetele cu figurine Stumble Guys, cu cartonașe Stumble Guys și multe, multe altele. Vedem ce surprize mai avem pe acolo și bineînțeles îl avem în acest merch mirobolant pe care îl găsiți și voi pe nocivanu.ro, Nocivanu și Patrocle, tricouri, ghiozdane, hanorace, toate nebuniile. Par destul de multe pachetele, cam așa arată ele. Cred că în fiecare pachetel sunt câteva cartonașe și un stumbler din ăsta, sau cum să-i zic. Văd că am ceva speciale posibile. Cred că pică doar chestiile care sunt aici. Deci s-ar putea să am ceva duplicate-uri, dar vedem. Să sperăm că primim măcar tokens pentru duplicate-uri. Hai că am făcut și o glumă. Începem cu primul pachetel. Hai cu mega opening-ul și în primul pachetel avem Comuna Mr. Stumble ca figurină. Arată super, super interesant. Mi se pare șmecheră, nu-i chiar 1-1, dar arată ok. După care avem epice, două la număr, Ramses și Bambuzel. Ia uite-l mă pe Ovițanul 700, care de fapt e 400 aici. Și legendara, ăsta, regele, Mr. King. Cum se numește mă ăsta? Stai! Stumble King, pentru că am aici în spatele meu calculatorul și mă pot uita la numele lor, că n-am cum să le știu pe de rost numele. Deci, super tare, destul de șmecher să pic direct în Mr. Stumble din prima, pentru că ce se potrivește mai bine cu Stumble Guys-ul decât Mr. Stumble? Lăsăm primul pachetel aruncat acolo și trecem la al doilea pachetel. Dă Doamne să fie specială, că deja o comună am luat, sau măcar legendară ce-o fi, hai să aflăm împreună. Avem prima legendară, Red Demon, arată interesant, din nou nu este 1-1, dar îți dai seama foarte ușor despre ce este vorba. Însă, la cărți, din păcate, am două duplicate-uri, adică pe Bambuzel și pe regele, dar mai avem și un ninja, cum se numea, mă? Ninja Higuri, așa scrie pe Stumble Guys, dar totuși măcar avem prima legendară. Urăsc duplicate-urile, de ce? Hai să trecem la al treilea pachetel, sperăm specială. Dacă înainte am primit legendara Red Demon, de data asta am primit legendara Red Demon. Bă, care-s șansele, mă, una după alta, de ce duplicate? Ok, pe lângă asta, ghiși ce, și cărțile sunt tot duplicate. Mă simt extrem, extrem de schemuit. Ia vezi aici, frățiorul, băi frate, toate duplicate-urile din lume. Acum chiar îmi pun toate speranțele în cea de-a patra punguliță. Și avem epica Tutankhamun și se pare că și celelalte cărți nu erau Ramses, era Tutankhamun, pentru că Ramses este verde la corp, ok? Și avem cărțile, din nou, toate duplicate-urile, dar măcar avem o epică nouă. Hai să facem lucrurile puțin mai interesante, așa că vom deschide două deodată. Dacă vorbim despre cărți, avem aceleași duplicate-uri, însă aici avem astronautul, din nou niște duplicate-uri și avem astronautul. Iar la figurine avem Ninja Kai, care arată super, super interesant. Ați văzut puțin și din cealaltă figurină, dar treaba este în felul următor. Nu există în Stumble Guys, ce-i chestia asta? What? N-am văzut în viața vieților mele așa ceva în Stumble Guys. Cred că mi-am luat giga, giga scam. Asta nu-i din Stumble Guys. Ziceți-mi ce-i chestia asta. Înainte am deschis două, hai să deschidem trei acum și după îmi mai rămân încă patru, așa că un mega opening aici și e. Dă Doamne să-mi pice măcar o specială, că voi nebuni dacă nu-mi pică specială! Clasic, din nou numai duplicate, 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 duplicate. Însă figurinele sunt în felul următor, avem încă un duplicate în Ninja Kai și ceva ce sigur mă va enerva maxim când văd din nou pe video, pentru că am văzut și înainte, am încă două duplicate-uri. Dar ce sunt astea? Ce-i bă skin-ul ăsta? What? Nu, efectiv își bat joc de mine. Ce sunt chestiile astea? Explicați-mi vă rog. Ce sunt skinurile astea? N-am idee. Sunt din backpack-uri, din rucsac. Măcar dacă erau cu Nocivanu și Patrocle. Momentan acestea sunt figurinele mele nouă. Astea trei n-am nicio idee ce sunt, să-mi spuneți voi. Și am și o grămadă de duplicate-uri la cărți. Hai să vedem acum în final 4 opening-uri deodată. Dă Doamne să fie o specială, că poate să-mi pice Captain ăla, Dynamitron ăla, Inferno Dragon-ul, sunt 3 speciale, dăm și mie măcar una, te rog. Dacă nu, vom mai deschide, însă să fie foarte, foarte multe like-uri și un subscribe aș aprecia. Cărțile sunt iar duplicate, 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 însă avem Red Racer, o rară, cred că e rară,
Arată interesant, măcar este un stumbler nou și încă 3, bă, n-o să vă vine să credeți. Ce sunt chestiile astea? Doamne, că nu înțeleg. Trebuie să fie din ceva desene, din ceva joc și sigur voi le recunoașteți și probabil le-au pus aici pentru că le aveau acolo pe stoc și au zis, hai mă să scăpăm de ele. Da, destul de urât din partea lor că au făcut chestia asta, adică nu sunt din Stumble Guys, sunt total aiurea pe partea asta. Dar hai să vedem toate figurinele, toate cărțile și o să mai deschid dacă vreți, poate ne pică speciale, sunt totuși 3 posibile și poate se mai lansează și altele. Așa că like-ul blană și hai să le vedem pe toate, bă, urâte să stea. Hai să vedem ce cărți avem și câte avem. În primul și în primul rând avem Epica Tutankhamun, după care Epica Bamboozle, legendara regele. Ăsta cred că este epic sau rar, cred că se numește Nin Jakai și mai avem astronautul. 8 Tutankhamuni. Avem 9 regi și doar de aici aș putea spune că mi-au picat 9 legendare, dar eu voi lua în considerare mai mult figurinele, deși dacă luăm după cartonașe, v-am zis, doar de aici sunt 9 legendare. De departe, cei mai mulți sunt bambuzelii, care sunt 13 la număr. Acum îmi dau seama că eu cred culoarea, gen dacă e mov, este epica aceasta, chiar este epica acum în Stumble Guys, însă ar însemna că regii sunt rari, dar nu. Exact același rege, dacă vă uitați cu haina asta roșie pe el, în Stumble Guys este legendar, exact așa cu coroana, atâta că nu are sceptrul ăla în mână, însă probabil aici ori sunt raritățile din trecut ale skinurilor, ori au greșit ei pur și simplu, dar regele acesta este legendar. Ok, avem 13 pandalini. La fel și în cazul acestor ninja, care în Stumble Guys se numesc ninja higur sau higure, în fine, văd că i-au și făcut cu piele albastră. Deci ei zic că ar fi uncommon pentru că au verde în spate, după cum puteți observa, însă ei sunt de fapt epici. În Stumble Guys-ul de acum sunt raritatea epic. Și poate înainte era o altă raritate, n-am idee, pentru că nu jucam înainte Stumble, dar de când joc eu sunt epici. După care mai avem încă 5 astronauți care ei zic că ar fi rari, dar să-mi spuneți voi dacă chiar asta este raritatea din Stumble Guys, pentru că n-am nicio idee ce raritate are astronautul, dar îmi veți scrie voi în comentarii. Și uite așa, am eu o masă plină cu cărticele, dacă înseamnă că erau 39, da, 39 de cărți ar trebui să am eu, pentru că au fost 13 pachetele și în fiecare pachetel au fost câte 3. Hai să vedem și fiecare figurină în parte, l-avem pe Mr. Stumble cu un prim plan din ăsta frumos, pentru că băi, chiar mă bucur că l-am, este perfect pentru Stumble Guys, este efectiv sigla Stumble Guys, uitați-l acolo cât de frumos este, și mai departe l-avem pe Red Demon. Sper să le fi ținut minte numele ca lumea. Deci asta este Red Demon-ul, după care Nin Jakai, după care Red Racing și ăsta cred că e Tutankhamun, corect? Pentru că Ramses are culoarea pielii verde sau ceva în genul acesta. După care mai avem încă 2 duplicator, Nin Jakai și Red Demon. Și hai să vedem și figurinele alea care n-au nici o treabă cu Stumble Guys. Acum serios, ziceți-mi și mie ce sens au chestiile astea să fie în pack-uri de Stumble Guys, adică chiar nici măcar nu seamănă pe aproape cu vreun skin. Spuneți-mi și voi ce părere aveți, deci am 2 cu 2 cu 2, efectiv 6 posibilități distruse de nebunile astea. Pentru că ăștia sunt real singurii stumbleri, restul sunt fake-uri. Aici avem toate cărțile și toate figurinele. Măi, măcar cât de cât mi-au picat ceva legendare, epice, rare, chiar și comune. Din păcate, speciala nu a picat, însă în opening-ul viitor, Doamne ajută să pice like-ul blană! Am cumpărat o grămadă de cartonașe, sunt aici și a 3 cutiuțe și în fiecare cutiuță sunt câte 100 de cărți. E bine, total ar veni 300 și ceva de cărți pentru că am mai primit un pachetel din acesta bonus. Ca idee, în fiecare pachetel din acesta sunt 5 cărți. Și una dintre cele 5 cărți este specială sau legendară specială, veți vedea de ce zic asta. Și ca să vă faceți așa o idee, hai să vedeți câte pachetele sunt în aceste 3 cutii. Sunt 60 de pachetele, a câte 5 cărți fiecare. Cam așa arată toate cărțile prezente în album. Sunt în total, după cum putem vedea aici, 128 de cărți standard, 24 de legendare gold și 10 speciale. Aceste legendare gold sunt acestea de aici. Veți vedea că sunt mult, mult mai interesante.
Avem și legendarele simple, avem epice, aici avem ceva rare, uncommon și common. Deci nu sunt chiar toate cărțile din Stumble, dar sunt 162 și cele mai șmechere sunt specialele și legendarele gold. Pentru că, bineînțeles, nu m-am putut abține, am deschis primul pachetel și am și pus în catalog deja. Asta e coperta catalogului, dar am scos-o pentru a putea vedea fiecare cărticică. Noi trebuie să le strângem pe absolut toate, să sperăm că o să și reușim. Și avem un uncommon Pirate Sea Dog, mai avem o Minor Mike care este comună. Și hai să vedem mai departe, Epica Maximus, sper că sunteți gata pentru că urmează legendara Gold Stumblestein. Bă, cât mă bucur că am reușit să iau Stumblestein-ul ăsta, nu aveți idee, îmi place rău de tot. Ok, și cred că mai era încă una, dar nu o găsesc eu acum. A, uite asta, avem și Hatchling-ul, Metal Hatchling Epica. Partea extrem de interesantă este că, uitați-vă, de exemplu, la Stumblestein este cartea numărul 146 din 162 și sunt și numerotate foarte frumos aceste țiple, să vedem exact unde trebuie să punem fiecare carticică. Deci, la final, voi umple cu totul acest album. Urați-mi succes! Uitați-vă câte pachetele sunt! V-am zis, treaba este super simplă, sunt 5 cărticele în fiecare pachetel micuț. Ultima este cea mai șmecheră, deși cred că putem prinde chiar mai multe speciale, așa că hai să vedem. Prima este Nyx și avem și ceva emoturi aici, probabil ați văzut că fiecare skin are emoturi. Specialele probabil au emoturile speciale. Și este cartea numărul 57 din 162. Prima noastră epică. Continuăm cu următoarea epică și avem Argentinian Shark. Și uite și ce emoturi are acolo și am. Încă o epică și este Senegal Lion, 78 din 162. Până acum nu am duplicate-uri, deși nici nu prea am cum că am deschis doar 8 cărți până acum. Și avem o legendară, robotul japonez, 120 din 162 și avem și primul emote special, cel puțin din cele pe care le-am deschis efectiv acum, că înainte am mai deschis eu 5 și le-am pus deja în album. Și hai să vedem ultima carte. Momentul mult așteptat, prima noastră specială, îl avem pe Ruby Cupid, numărul 153 din 162, let's go! Uite cât e șmecher arată! Are și reflexii, vedeți? Super, super tare, I like it! Avem aici următorul pachetel, poate ați observat că sunt și puțin răgușit și răcit, dar aia mă încearcă o răceală. Nu uitați și de mărciul Nocivanu, pe primul link din descriere, unde găsiți cănd, tricouri, anorace, sticluțe din astea cu mine și cu Patrocle, dacă vreți să vă cumpărați bine, înțeles. Hai să vedem ce avem în pachetel. Avem o rară, numărul 25, England Knight, o să vă uitați voi la emoturi, că dacă nu o să nebunesc dacă mă uit la toate. O epică, Stumblebot MK2 și încă o epică, Miss Miau. După care prima legendară din acest pachetel, Gobble Gobble, avem curcanul, măi, și ceva special, oare o fi specială, oare o fi legendară gold, boom, Glowman, legendaria. Numărul 135 din 162. Doamne urât, mi se vede aici umbra telefonului cum filmez, dar e condiții de mare youtuber. Și avem două uncommon, de fapt două common, scuze. Îl avem pe Mr. Stumble și Mr. Business. Bă, nu pot să cred că l-avem pe numărul 1, Mr. Stumble. 1 din 162. Cât de șmecher, ăsta e 6 din 162. Și avem o epică, Megalodon. Ia uite-l. Ce tare e și ăsta. După care o legendară, Brazil King, și o nouă specială, Inferno Dragon. Bă, cât de tare. Deja am două speciale și două legendare gold din alea. Let's go. Un pachetel mai norocos de data aceasta, pentru că începem direct cu două epice, Bride of Stumblestein, deci o avem și pe nevasta lui Stumblestein și pe The Mountain, două epice mirobolante. Continuăm cu două legendare. Vezi că chiar norocos acest pachetel, Cleopatra și Gingerbread Gal. Bă, cât de șmechere sunt cărțile astea. Nu știu voi, dar eu sunt extrem de entuziasmat pentru că a picat cea de-a treia specială, Ametist Nyx. Bă, culmea, nu avem niciun duplicate până acum. Deși aceste 5 spinuri încep cu un common, adică Private Davis, și două uncommon, Punk Dude și Cyberpunk, continuăm cu o epică, Contessa Stambula, și n-aveți idee, n-aveți idee ce urmează, a patra specială, Captain Goldheart. Bă, frate, 4 speciale din 6-7 pachetele, insane. Gata, măi, că am făcut aici condiții de mare youtuber. Avem aici și o lampă care ne luminează calea, pentru că avem un
Pathfinder, un uncommon, hai că nu știu ce o să citesc numele, un Stumblebug care este rar și trecem la o epică și o legendară, Red Fox și Jake Rudolph. Ei bine, chiar îmi doresc enorm de mult Panda Roșu, să sperăm că pică, dacă a picat și Red Fox, în 3, 2, 1, aflați cea mai șmecheră carte din pachetel. Avem o legendară Gold Hazmat NBC, 132 din 162 este el, uitați-vă cât de șmecher arată, așa holografic sau cum să o numim chestia asta, genial. Cam ce ar fi dacă aș deschide 3 pachetele deodată, adică 15 cărți deodată, să le aflăm. Eu zic că din cele 15 cărți sunt practic 3 șanse de specială, eu zic că va pica măcar una. Din cele 15 cărți începem în forță cu Fireman Ash, care este un common, avem 3 rare, Pirate Jack, Panda Bear și Lunar Rabbit, îl avem pe Ovițanul 200, după care continuăm cu 3 epice, adică cu Ovițanul 400, Bamboozle, Dry Bones și Astronaut. După care 5 legendare, Santa Claus, Spanish Boar, German Lion, Red Panda, mă, bine mă, Nocivanul pe zonă și Ninja Kai, ia uite, l-avem și pe Kai, adică pe Clorna gen acum. Iar ceea ce ne interesează cel mai mult, speciala Inferno Dragon, Dead Fred și Leonidas, avem 2 legendare de gold și din păcate prima specială duplicate, dar măcar legendarele astea nu sunt duplicate. Bă, cât de șmechere sunt, uitați-vă doar, bam! Faza este că în realitate se văd mult mai bine și se văd reflexiile de pe ele mult, mult mai șmechere. Păi dacă înainte am deschis 3, nu ne rămâne decât să deschidem acum 4 deodată, asta înseamnă 20 de cărți noi, dă Doamne, încă măcar 2 speciale noi, te rog. Pentru început avem un uncommon Boxer Amin și 6 rare, Punkrock, Decimus, Wizardess, Detective, Orange, Marțian și Puppet, cam așa arată cele 7. Avem și 6 epice mirobolante, Racer Car Driver, Scratchy, de ce nu se numește Lion? Așa se numește asta, Scratchy? Senegal Lion, ia uite mă, 2 lei unul după altul, 1 leu 2 lei. Armyman, Retro Guy și Evil Referee, și acestea sunt cele 6 epice. Hai să trecem la lucruri puțin mai serioase, la legendare, la legendare gold și avem o singură specială din 4 pachetele. Și avem 3 legendare și 3 legendare gold, Santa Claus, am din păcate duplicate, dar bă, care erau șansele să pice Santa Claus și Mr. Claus una lângă alta? Prea șmecher. După care continuăm cu Valkyrie și cele 3 legendare gold, Banana Guy, Pixel Guy și Crimson Skull. Cred că sunteți pregătiți pentru a vedea speciala, din păcate duplicate din nou, nu, ametis Nix-ul vieții. De ce trebuie duplicate-uri? Hai că începe nebunia totală, de data aceasta deschidem 5, adică 25 de cărți vor fi în total, spuneți-mi acum în comentarii, toată lumea pune pauză și spuneți-mi câte speciale credeți că îmi vor pica. Măi, eu estimez că îmi vor pica 2 speciale și 3 legendare gold. Iar în rest, cred că îmi vor pica și 5 legendare normale. Hai să aflăm. Bum, bum, bum! Și avem Viking Bjorn, Boxer Amin și Quarterback. Cele 3 uncommon și multe, multe alte rare. Fiți atenți, sunt un fel de Nostradamus, cred, pentru că o să vedeți la speciale. De fapt, știi ce? Au picat 2 speciale și 3 legendare gold. Incredibil, mi se pare șocant cum mi-am dat seama. Hai să continuăm cu rarele. Cam așa se prezintă cele 7 rare, sau câte sunt mai aici? Da, sunt exact 7. Avem Detective, după care Sorcerer, Puppet, Christmas Elf, Italy Troll, dacă mai greșesc numele AE, Orange Martian și Swamp Troll. Din păcate, încep să apară destul de multe duplicate-uri, dar uitați-vă că am făcut așa un om din cărți. Zici că e din Roblox, zici că e caracter din Roblox. Din cele 25 de cărți avem și 6 epice, adică pe Super Fun, French Rex, Princess, South Korea Tiger, Astronaut și Stumble Santa. Hai să vedem la legendare. Din păcate n-am nimerit numărul de legendare, sunt 4, nu 5, am fost extrem de aproape. Avem Polar Bear, Merry Skeleton, Warthog, hai că am dat-o acolo, și Horus. Cele 4 legendare, acum urmează specialele cele 2 și cele 3 Golden Legendary. Sunt destul de șocat că le-am nimerit, fiind exact 3 Golden Legendary și avem Hazmat NBC Duplicate, bineînțeles, Stumblebot MK3, ăsta nu știu dacă l-am, dar Mr. Invisible 100% nu l-am
și trecem la cele două speciale. Vă zic încă de pe acum, una este Duplicate, adică Ruby Cupid, însă îl avem și pe Skeletal Dragon. Bine, mă! Cred că o să le iau destul de repede, pentru că am prea multe pachetele să nu-mi pice. În total sunt curios câte speciale am, pentru că, bă, deja am destul de multe. Totuși, înainte de toate, hai să mai vedem și ce Legendary Gold avem aici. Și e un singur Duplicate la Hazmat NBC. În rest, bă, eu nu văd duplicate-uri. Sper să văd bine. Și avem Glowman, Banana Guy, Crimson Skull, Pixel Guy, Leonidas, Dead Fred, Stumblebot, MK3 și Mr. Invisible. În rest le știți și voi, dar parcă astea sunt cele mai șmechere, legendarele Gold și specialele. Cam așa se prezintă specialele mele, am două duplicate la Ruby Cupid, adică un duplicate, încă un duplicate la Amethyst Nyx. Da, de fapt este duplicate și la Inferno Dragon, doar acum văd, deci avem 5 speciale, Ruby Cupid, Amethyst Nyx, Inferno Dragon, Captain Goldheart și Skeletal Dragon. Avem încă 41 de pack-uri, a câte 5 cărți în fiecare pack, deci avem încă 205 cărticele de deschis pe Stumble Guys în viața reală. Nu știu de ce e focusul ăsta dezastru, dar avem doar 11 duplicate-uri din 100 de cărți deschise în episodul anterior, în partea 1, și avem în fața noastră aici și albumul pe care vi-l arăt imediat să vedeți tot ce am eu în colecție momentan. Cu siguranță, sau așa cred eu și așa sper, că din aceste 41 de pack-uri o să umplem albumul și o să avem toate cărțile disponibile din Stumble Guys acolo așa. După care avem merch-ul pe nocivanu.ro, dacă vă doriți, aveți de toate, tricouri, anorace, ghiozdane și multe, multe alte nebunii de genul acesta pe nocivanu.ro. Hai să facem o prezentare rapidă a albumului. După cum putem vedea, aici îmi lipsesc două cărticele. Hai să vedem următoarea pagină. Aici îmi lipsesc trei, cred. Da, ba nu, mai multe. Aici și am lipsesc vreo 3, aici lipsesc 4, cred, da, corect, se văd și cele din spate și puțin mai dubios, aici lipsesc 4, ok, după care aici îmi lipsesc câte, mă? Vreo 2, 3, în fine, eu o să dau foarte repede pentru a vedea voi toate cărticelele și după care o să deschidem și să vedem ce mai descoperim prin pachetele. Am ajuns deja la legendare, chiar vezi le, și acum vin Golden Legendary. Ok, și apar și specialele, chiar vezi le, boom, boom. Cam asta am eu momentan. Și acum hai să deschidem 41 de pachete din astea nebune rău de tot și să sperăm că vom întregi colecția noastră. Let's go! Am deschis direct două pachetele și primele două cărți sunt Stumble Queen și Horus. Hai să le vedem pe toate 10. Pe lângă cele două legendare avem Capybara, după cum se poate observa aici și bă, dar nu focusează deloc, Pixel Guy, Captain No Heart, South Korea Tiger, Wanderer, Bigfoot, Golden Gloves și Stumble King. Nu știu ce duplicate-uri am pe aici, dar rămâne să vedem. Hai să deschidem acum trei pachetele, le avem în fața ochilor și în 3, 2, 1, BOOM! Avem în felul următor Fireman Ash și Mrs. Stumble. Cred că Mrs. Stumble nu aveam, dar Fireman Ash s-ar putea să fie avut. După care două rare, Lunar Rabbit și England Knight. Cred că am iepurașul ăsta roz, băi, dar sincer nu mai am idee ce am. La sfârșit vom vedea cu siguranță ce duplicate-uri am prins din 205 cărticele. Când vine vorba de legendare, avem Valkyr, German Lion, Jack the Rudolph și Baby Doll. Ia uite bebeu! Cred că era destul de logic să arăt prima oară epicele, dacă s-ar și focusa, și avem Princess, Captain No Heart, Stumble Santa și Exterminatorul. Sper că ați dat și voi un buton de like pentru acest episod mirobolant și urmează multe alte episoade cu unboxing-uri, dacă văd că vă plac. Trecem la lucruri din ce în ce mai serioase, pentru că avem în momentul acesta 4 pachetele, deci înseamnă că 20 de cărți. Hai să vedem, înainte n-am văzut specialele, nu? Bă, cred că nu v-am arătat speciala. Mi-am cam bătut puțin joc, am uitat de Golden Legendary, s-ar putea ca una dintre ele să le fi văzut până acum, dar avem Golden Gloves, Pixel Guy, Dead Fred, Glowman și, ca special, avem Sensei Firefist. Yeah, boy!
Se pare că avem aici un opening destul de reușit pentru că avem rare și uncommon, dar n-avem comune deloc. Se pare că avem un punk dude și un officer Lee când vine vorba de uncommon, iar la rar Silver Fox, Hatchling, Swamp Troll și Wanderer, ăla sigur îl mai avem deja, dar aia e. Continuăm cu epicele și avem Black Demon, White Sherry, Bride of Stumblestein, Snowman, Contest Stambula și Maximus. Ia vezi 6 epice, de ce am zis 3? Avem 6 epice mirobolante aici, hai să trecem la legendare și avem și o specială! Avem aici și a 4 legendare, Merry Skeleton, Warthog, Gingerbread Gull și Polar Bear. Cred că mare parte din ele le am deja din păcate, dar mai avem și 3 Golden Legendary, Sisonaut, Sprinkles și Jack Lantern. Și aici este o specială, oare ce o fi oare? Dynamitrone! Deci până acum avem 2 speciale din vreo 10 pachetele deschise. Continuăm cu nebunia și deschidem 5 pachetele, adică 25 de cărți. Avem 5 șanse de speciale, 5, 6, ce am vorbit mă? Deci avem 5 șanse de specială, dă Doamne ca măcar din cele 5 să fie 2 speciale, țineți în pumnii, pentru că în total sunt vreo 12 cred, ceva în genul ăsta. Ai, 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 dacă până acum am vorbit de noroc, acum pot spune că am mare ghinion, veți vedea imediat de ce. Începem clasic cu un common și 2 uncommon, Cyberpunk și Private Evans la uncommon și o comună Private Davis. Davis, hai că am vorbit. Ideea este că nu știu cum am avut norocul să dau de amândoi unul lângă altul. Hai să vedem epicele, rarele și speciale. Nu există, din 5 pachete nu există specială. Sunt puțin șocat că eu îmi doream 2 speciale și n-am luat nici măcar una din 5 pachete, dar continuăm iar cu Wanderer, bă de nou picat ăla de m-am plictisit, Yellow Racer, Wizardess, Italy Troll și Mjolnir, Mjolnir, pisicuță, ia uite-o. Ia să vedem și epicele, Blue Demon, Scratchy, Army Man, White Sherry, Miau și Tutankhamun. Mă, este cam repetă unele dintre ele, Doamne, deci dacă nu o să umplu tot albumul, o să nebunesc. Pentru că eu am luat vreo 300 și ceva de cărți și albumul are vreo 160-170, dar cred că 170 pe acolo, deci ar cam trebui să îl umplem. Avem aici 6 legendare, dintre care 2 sunt duplicate, adică Supergalu. În rest mai avem Merry Skeleton, Anubis, Stumble King și Warthog. Iar 5 cărți întoarse sunt Golden Legendary, pe care le vom vedea în 3, 2, 1, BOOM! Nu o să citesc numele mumiei, că e prea greu, deci avem mumia, Stumblestein, Glowman, Leonidas și Banana Guy. Continuăm cu 6 pachetele, unde avem posibilitatea de 6 speciale. Spuneți-mi acum câte speciale credeți că luăm de aici și eu zic că de data asta chiar luăm 3 speciale, adică 50% din ele vor fi speciale. Sunt extrem de surprins, o singură comună din 30 de cărți, asta mă duce deja cu gândul că sunt mai rare comunele decât specialele, pentru că au picat 2 speciale din 30 de cărți și o singură comună. Asta e destul de sus. Au picat și 3 uncommon, Officer Lee, Pathfinder și Quarterback, iar acolo avem 2 speciale întoarse. Ce speciale credeți că sunt aici? Scrieți în comentarii, puneți minutul și dacă ghiciți o specială din cele 2, poate vă dau o inimioară, mai ales pe la început, după nu știu dacă mai intru pe video, dar acum la început de când îl postez, scrieți minutul și ce specială credeți că este aici, dar nu dați în față, nu fiți șobolani. Momentan continuăm cu rarele și avem Punk Rock, Decimus, Rooster, Silver Fox și Disco Daryl. Ia uite-i pe toți 5 aici. Urmează specialele? Nu. Urmează epicele. Cam multe epice dacă mă întrebi pe mine. Avem Lucador, Deep Diver, Evil Refree, Stumble Santa, Mexican Bear, White Sherry, Black Demon, Red Fox, Mrs. Meow și Pork Chop. Legendare avem 5, Anubis, Stumble Queen, Cleopatra, Inside Out, Mr. Claus și 4 Golden Legendary, după care trecem la cele 2 speciale. Cele 4 Golden Legendary sunt Shogun Master, Banana Guy, Dead Fred și Hazmat NBC. Iar specialele sunt, mai aveți încă 2 secunde, puneți pauză să scrieți acolo așa în comentarii, cele 2 speciale sunt...
Sensei Firefist și Captain Goldheart. Ia uite-i pe cei doi. Dar focusul ăsta mă cam distruge. Hai, că am deschis și eu câteva cărți pe episodul de azi. Ia uite-le. Oare câte sunt? Trebuie să tot fie vreo 150 sau 100, ceva de genul ăsta. Mamă, câte sunt. Urmează să deschidem 7 pachetele, adică 35 de cărți. În total vor fi 7 șanse de speciale. Acum să-mi spuneți câte speciale credeți că vor pica. Eu zic că vor pica 3. De data asta sper să am dreptate. Și după deschidem 14 pachetele, adică un calcul rapid cât vine acolo, 70 de cărți și vom avea 14 șanse de speciale. Hai să vedem câte pică din cele 7 aici și aia. Spuneți și voi. Și după urmează 14 pachetele, o să fie insane. Cam așa arată 35 de cărți, uitați-vă cât de multe sunt. Da, să sperăm că sunt măcar 3 speciale, pentru că dacă nu mi-au mare, mare schem. Și let's go! Din păcate avem duplicate peste duplicate, adică Pirate Sea Dog de 2 ori, Minor Mike de 2 ori și Officer Lee. Din 5 cărți, 2 sunt duplicate, nașpa. Însă avem 3 speciale acolo așa și 2 cu 2 Golden Legendary. De-abia aștept să ajung la ele. Spuneți-mi ce speciale credeți că se ascund aici și în spate. Sunt 3 la număr. Ia să vă arăt așa un pic. Să vă arăt un pic. Să vă arăt. Nu vă arăt. Avem 7 rare, adică 2 Hatchling, Sir Lancelot, Podcaster Mia, Yellow Racer, Swamp Troll și Bard Jeldore. Și acele 3 speciale, puneți minutul și scrieți, măcar dacă o să ghiciți una dintre ele, sunteți boși. Avem destul de multe duplicate-uri din păcate, adică Chili Penguin de 3 ori, bă, cum mă, de 3 ori? Ok, asta e destul de rău. Avem pisici 2 și Bunny Knight 2, după care mai avem Retro Robo, Boxing Roo, și mai avem Snowman, Porkchop, Porkchop 100% îl am deja, Argentinian Shark și Grizzly. Dar foarte multe duplicate-uri. Să trecem puțin la lucruri mai serioase. Începem cu cele 2 și alte 2, adică 4 Golden Legendary. Și după continuăm cu specialele. Cele 4 Golden Legendary sunt Stumble Love, Sisona Wood, Golden Gloves și Gingerbread Guy. Iar cele 3 speciale sunt Ruby Cupid, Inferno Dragon și Frozen Valkyr. Să-mi spuneți dacă ați nimerit una dintre cele 3 speciale, pentru că acum urmează cel mai mare opening de pe pământ. Avem aici și a 14 pachetele, adică 70 de cărți, adică 14 șanse de specială. Și eu zic că din 14 vor pica 5. Deci din 14 posibilități pică 5 speciale. Scrieți și voi, puneți minutul acesta și scrieți câte speciale credeți că pică din 14. Eu zic că 5. Trebuie să vă recunosc ceva, este extrem de greu să desfac aceste pachetele, nu am o foarfecă la mine că nu am nu știu milene să găsesc, dar mă dor degetele și mâinile la cât am rupt la ele, suntem la jumătate, hai cu încă 7 și putem vedea primele 7 din fiecare pachetel. Am deschis toate pachetelele, toate cele 14 și așa arată, ia acolo parcă văd o specială, nu? Sau ba nu, este aici e specială, sigur. Că o văd cu roșu așa. Ai, ai, ai. Deci o specială cel puțin avem. Hai să înceapă nebunia. După care vreau să vă arăt exact câte speciale, câte rare. Practic din 205 cărți vreau să știu cu exactitate fiecare raritate câte cărți au picat. Pentru început avem 3 comune. Minor Mike, Mrs. Stumble și Inmate 613. Și avem 5 speciale. Ia uite-le aici, astea sus ridicate. După care 9 Golden Legendary. Pe toate le vom arăta mai pe final așa. Deci spuneți-mi ce specială credeți că este acolo. Dacă ghiciți 2 din 5, sunteți cei mai tari. 8 uncommon-uri din 70 de cărți. Green Hood, Private Evans, Mime Grimaldi, Clovnu de 2 ori, Cyberpunk, Punk Dude și Pirate Sea Dog. Hai să vedem. Sunt curios, oare ce-o fi la speciale? Rare avem 11 și norocul face să avem doar un duplicate, adică Christmas Elfu, cel puțin din ăstea. După care avem Bigfoot, Bard, Jeldore, pisica aia, de fapt fata în pijamale, de nu știu eu să citesc numele, Meowmer, cred că ceva în genul ăsta, Stumblebug, Pilot Crasher, Puppet, Detective Orange, Martian și Yellow Racer. Cu siguranță e plin de duplicate-uri pe aici, pentru că îi știu pe toți.
Ai, 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 20 de epice, n-am nicio idee dacă sunt duplicate-uri pe aici, mi-e prea greu și prea lene să mă uit. O să le filmăm așa, gen ăstea. Avem Bride of Stumblestein, The Mountain, Boxing Roo, Contest Stambula, South Korea Tiger, Grizzly, Mexican Bear, Stumblebot MK2, Race Car Driver Nyx. În partea asta avem Princess, Retrogai, Tutankhamun și Boxing Roo. Uite, la sigur, Kanguru este duplicate. Și mai avem Sly Raccoon, Dry Bones, Lilith, Nightshade, Maximus, Exterminator și Blue Demon. Hai să trecem la legendare și după la Golden Legendary și la speciale. 14 legendare, din câte văd doar Mrs. Invisible este duplicate, în rest avem Stumble King și mai jos Brazil King, Cleopatra și Baby Doll, Google Google și Super Gaiu, aici avem Spanish Boar și Valkyr, Capybara, Horus, Gingerbread Gull și Anubis. Noua Golden Legendary, din păcate, avem Mr. Invisible de două ori, după aia Pixel Guy, Stumblestein, Leonidas, Golden Gloves, Shogun Master, de două ori și el, bineînțeles, și un Stumblebot MK3. Aici avem cele 5 speciale rămase, puneți minutul și scrieți două dintre ele dacă aveți noroc, dar nu dați mai departe, așa ca idee să vedeți dacă sunteți norocoși, să le ghiciți și în 3, 2, 1, aflăm ultimele 5 speciale, sper că n-am zis legendare înainte, pe care le deschid eu și după să vă arăt toate cărțile, că-i turn efectiv de cărți. Cu părere de rău avem un duplicate, dar este ok și așa, Skeletal Dragon, după care Captain Goldheart, Sei Tai Shogun și Frozen Valkyr. Hai să vedem acum toate cărțile pe care eu le-am deschis, după care să vedem toate comunele, toate uncommon, toate rarele, dar așa numai ca idee, să vedem câte sunt Katyang și după legendarele, epicele și specialele. Trebuie să vă mărturisesc că sunt un pic șocat câte Katyang-ul de cărți, ia vezi aici așa, 205 cărți și acum hai să vedem câte comune am. Mai sunt destul de șocat, sunt doar 9 comune, dar faza este că sunt și puține în album, deci din cauza aceasta cred că sunt vreo 20 sau ceva în genul ăsta, poate nici atâtea, dar vedem când mai deschidem albumul. Deci 9 comune. 18 uncommon. Ok, observ ceva extrem de dubios, am 36 de rare, țineți minte din 205 cărți deschise, am 9 comune, 18 uncommon, 36 rare. Sunt tot dublu, deci asta înseamnă că sunt ca raritate puse în mod egal. Da, clar, 100%, am 61 de epice, trebuiau să fie 62, să fie dublu, dar este foarte aproape. Practic, oricine ar deschide 205 cărți, adică ar veni 101 pachetele, cred? Da, cred că ceva în genul ăsta. Oricine ar deschide 100 de pachetele aproximativ ar primi la fel de multe epice, rare, comune, uncommon, însă nu știi dacă spică duplicate sau nu. Asta e marea problemă. Avem 40 de legendare, astea deja sunt mai puține logic. Ideea este că sunt foarte puține comune, un pic mai multe uncommon, ceva mai multe rare, cam dublu în album și foarte, foarte multe epice. Asta tocmai din cauza probabil să te bucuri că spică chestii bune. 30 Golden Legendary și 12 speciale. La Golden Legendary și la speciale vreau să vedem câte duplicate-uri avem. La speciale văd că am 4 duplicate, adică Sensei Firefist, Captain Gold, Heart Skeletal Dragon și Frozen Valkyr, iar la Golden Legendary aveam 11, nu vi le mai arăt că așa sunt prea multe. Hai acum să vedem ce îmi lipsește din album, o să stau eu să pun în album toate cărțile, o să dureze o eternitate, dar revin să vă spun dacă am reușit să fac full albumul, vi-l și arăt oricum ar fi, dar sper să reușesc. Așa că like-ul blană m-ar ajuta enorm pentru extra susținere și dă Doamne să pot să fac și eu albumul ăla full, mi-aș dori enormos. Dacă data trecută am avut doar câteva duplicate-uri, acum uitați-vă, ăstea toate sunt duplicate-uri și din album îmi mai lipsesc încă 19 cărți, o să vedeți imediat. Din păcate lipsește încă o specială, dar aproape am toate specialele și nu l-am pe The Free Spirit, skin-ul l-a dezbrăcat. Bă, ăla îmi plăcea enorm, dar din păcate nu l-am. Ia uite-te și tu câte duplicate-uri am în total. Ce fac eu cu cărțile astea, vă rog, spuneți-mi. Și acum eu voi trece foarte rapid cu albumul, să vedeți așa cât de cât, aici momentan nu-mi lipsește nimic, nu-mi lipsește nimic aici, aici nu-mi lipsește nimic și aici îmi lipsește, ba nu-mi lipsește,
Cred că îmi lipsea undeva una la rare. Aici îmi lipsește o epică. Aici două epice. Aici niciuna. Aici lipsește una. Aici iar lipsesc două. Aici lipsește una. Aici două. Bă, pare că nu lipsește niciuna până dau pagina. Aici lipsește una. Aici și ea lipsește o Golden Legendary. După care mai departe, aici lipsesc 3, aici lipsesc chiar 2 și lipsește o specială. Cam ăsta e albumul meu, din păcate îmi lipsesc 19 în total, dar mulțumesc pentru vizionare, poate mai facem opening, poate nu, că a fost oricum destul de costisitor, dar dacă văd că vă place foarte mult, revenim și cu partea a treia, să luăm cele 19 lipsă, ălea sunt duplicate-urile și mărciu blană pe nocivanu.ro, dacă vă doriți, bineînțeles, tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele. Like-ul blană!